Dragi prieteni, multă binecuvântare, suntem lângă Lupeni, la Schitul Stracea. Într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, într-un locul har, într-un loc în care Maica Domnului și Sfinții se simt la ei acasă, este un adevărat rai. Ne aflăm la poarta intrării în schit, așa cum vedeți aici scris, Schitul Stracea scrie cu gramurile Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie, și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Și bineînțeles, după buna cuviință, sunteți invitați să intrați într-un loc sfânt și să păstrați așadar starea de evlavie. Vă vom duce într-o călătorie frumoasă, ca într-o galerie de mină, pentru că aici a fost jertfa minerilor și aici, lângă Schitul Stracea, este Lupeniu, la câțiva kilometri, Vulcan, Petroșan, Paroșeni, Urican, locurile în care poporul român a trudit ca să dea țării cât mai mult cărbune. În locul acesta, iată, peste ani, s-a construit în 2005, acest loc binecuvântat timp de 2 ani, între 2005 și 2007, un schit în care Dumnezeu a binevoit să trimită harul și vă vom duce într-o călătorie interesantă prin cea mai lungă poartă de intrare într-un schit. Este ca un fel de clopotniță, veți spune, nu. Este o adevărată catacombă, un adevărat culoar sau filon de intrare în mină, dar în care veți întâlni ceva interesant. În locul cărbunelui, în locul aurului care se scoate, în locul minereurilor care sunt în România, slavă lui Dumnezeu, încă destule, veți găsi filonul cu sfinți. Veți găsi scene din Vechiul Testament, din Noul Testament, veți găsi 365 de icoane cu sfinții, începând din 1 septembrie, când anul bisericesc pleacă la drum, când pornește anul bisericesc, până în ultima zi a lunii august, pe partea stâncă, iar pe partea dreaptă veți găsi praznicele împărătești. Cine a avut această idee extraordinară, probabil că a fost inspirat de Dumnezeu ca să realizeze un lucru special. Și domnul Părău, care a fost un sponsor, un adevărat donator, om cu suflet al acestui loc, probabil că Maica Domnului l-a luminat ca să realizeze în amintirea muncii minerilor, în amintirea minelor care au fost odinioară aici, o bogăție și un patrimoniu național, un loc sfânt. Haideți să intrăm în călătorie pe acest culoar extraordinar, să vedeți ceva extraordinar, ceva minunat, ce probabil niciodată nu ați văzut. Iată acest coridor, este impresionant. Acesta este culoar, cum v-am spus, seamănă cu intrarea într-o mină. Ne uităm deja la icoanele care se află aici, unde se scrie calendarul creștin ortodox. Rugați-vă Sfântului din ziua dumneavoastră de naștere. Candela arde în dreptul zilei de astăzi. Mulți români, mulți credincioși vin și pun câte o candelă chiar jos aici, în dreptul Sfântului, care, în ziua în care s-au născut. Iar sus, vedeți scene din Noul Testament, aici este în partea dreaptă a mea, și în partea stâncă sunt scene din Vechiul Testament, începând de la izgonirea din Rai, continuând cu potopul lui Noe și mergând mai departe până la jertfa lui Avraam. Și iată Noul Testament, când darurile întrupării Mântuitorului Iisus Hristos au devenit pentru noi fapte reale, au devenit pentru noi început de viață nouă, bisericească și de sfințenie. Mergem, dragii noștri, printre sfinți. Sufletul nostru este încărcat de emoții. Iată sfinții. Iată cum ne binecuvintează. Haideți să ne oprim așa, să spunem aici, minunea Sfântului Arhanghel Mihail de la Colose. Ne uităm în această zi în care se spune, iată, și cifra de 6 septembrie. Să mergem aici, de exemplu, în 18 septembrie, de exemplu, găsim pe Sfântul Eumenie și aici, dacă ne uităm, dragii noștri, este, bineînțeles, 9 septembrie. Sfinții dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana. Să mergem mai departe în această călătorie frumoasă cu sfinții, parcă este o intrare rai. Nu seamănă oare cu poarta raiului? Să fie așa la poarta raiului, unde ne așteaptă sfinții, să ne aștepte sfinții la poarta raiului, nu pentru că merită, ci pentru ca să ne ajute să intrăm mai ușor în împărăția lui Dumnezeu, că pentru aceasta ei stau în împărăție, pentru aceasta ei stau în rai, ca să ne întindă nouă o mână frumoasă. Sunt imagini unice, deosebite, pe care le oferim în exclusivitate pe pagina Lumina Linea Sibiu. Iar aici, iată, luna octombrie, să mai alegem o dată, care dată zici Maria, să o alegem, un sfânt, Maria Firmează, să zicem așa, haide pune camera pe un sfânt și eu voi
voi citi. Sfântul din 20, da? Sfântul mucenic Artemie. Așa. Mai departe, 20 octombrie, să mergem la Sfânta Atanasia, iată, Sfântul Cuvios, Andronic și Atanasia. Ce frumos sunt pictați și ce frumos sunt arătați, ca să nu uităm și de Sfântul Apostol Filip. Am ajuns și în luna noiembrie. Suntem astăzi în 20 noiembrie, când filmăm lângă Lupen la Mănăstirea Straja. Este, iată, deja o candelă aprinsă, chiar în dreptul zilei de 10, cineva a adus o candelă, Sfântul Cuvios Arsenie Capadocian. Dar haideți să mergem la ziua de 20, să vedem ce sfinți avem noi astăzi în ziua de 20 noiembrie. Trebuie să ne întoarcem aici, pentru că aici sunt sfinții din noiembrie. Îi vedem atât de frumoși, ziua de 20. O avem aici, iată, Sfântul Grigorie Decapolitul, apărătorul dreptei credințe. Sfântul Grigorie Decapolitul, care are moștenire la mănăstirea Bistrița, acolo unde am fost, unde ne-am rugat la Sfintele Moaște și ne-am închinat, și în curând o să ne mergem din nou acolo ca să vă facem o filmare frumoasă și să vă dăm harul Sfântului Grigorie Decapolitul. Suntem în luna decembrie, cu sfinții care alcătuiesc calendarul decembrist, ne mergem mai repede cu pașii noștri sfioși de pelerin, pentru că avem atâta emoție și atâta bucurie și ne gândim să ne oprim în luna ianuarie, cuviosul Teoptist, soborul celor 70 de apostoli. Iată, dumnezeiască arătare a Domnului, Popoteasa, ziua de 6 ianuarie. Ce fericire! Nu știu dacă ați fost vreodată la Straja, dar în curând veți sosi aici, curând veți veni. Mergem și pe peretele din partea dreaptă, unde vedem pe Sfântul Ghelasie de la Râmeți. Ce bucurie! Este Sfântul zilei în care m-am născut eu, în 30 iunie. Așa a făcut Dumnezeu să ne oprim, Maria mi-a arătat cu degetul, am făcut ascultare de bucurie, pentru că așa a fost Sfântul să mă cheme și să-L filmez și pe El. Atunci ne vom opri frumos aici și pe ziua de 2 februarie. De ce? Pentru că aici avem întâmpinarea Domnului. Și să mergem și la aceste zile frumoase. Avem aici, iată, 17 Teodor Tiron, 18 Sfântul Leon, Episcopul Romei și cuviosul Agapit, Mariam și Pulheria. Februarie, da? Suntem în zilele de februarie. Mergem mai departe. Luna martie, cu sfinții din luna martie, e să vedem Sfântul Cristodul, făcătorul de minuni. S-a vezi toți o minune. Vă doresc să vă facă Sfântul Cristodul câte o minune tuturor celor care sunteți aici și Sfântul Cuvios Isihie în 6 martie. Iată cum vom cunoaște calendarul nostru creștin ortodox. Ce avem aici, Maria, este intrarea în Ierusalim a Mântuitorului Iisus Hristos cu Sfântul German, Sfântul Cuvios German din Dacia Botică, românul nostru. Pentru că avem și câțiva sfinți români în calendar, sunt foarte mulți, dar întotdeauna românii sunt mai smeriți în calendar și până la urmă poate îi canonizăm puțin mai greu. Așteptam și pe Părintele Arsenie Boca să fie canonizat, pentru că el este sfânt. Nu o spun eu că știu eu cine este sfânt sau cine nu este sfânt, dar Părintele Arsenie Boca, cu viața lui de sfințenie, nici n-am putea să fie decât în harul ce vine cu Tatăl Dumnezeu. Zic și eu cu dragoste, pentru că spune Părintele Arsenie, m-a ajutat de multe ori și am simțit lucrul acesta. Culoarea continuă, trecerea prin această mină, prin această catacombă extraordinară, Doamne, câtă lumină, Doamne, câtă bucurie, Doamne, câtă fericire este aici, parcă suntem în Rai. Când o să mergem în Rai și vă binecuvintez și vă doresc să ajungeți toți în Împărăția lui Dumnezeu, toți sfinții îi vom cunoaște acolo personal și acolo veți sta de vorbă cu ei, vă veți bucura de valoarea lor, de lumina lor. Sfântul Alexandru, Episcopul Ierusalimului în luna mai. Sunt 10 mai, Sfântul Simon Zelot. Mergem în luna iunie cu Cuviosul Sfânta Marta și Maria, iată surorile lui Lazar, sunt în 4 iunie. Iar aici Sfântul Moise Măcinic, v-am spus că sunt sfinți români și bine s-a făcut că s-au pus sfinții români
S-a făcut acest schit și cu binecuvântarea mare a lui Dumnezeu, Regiul de Pomenire, cu drag, Patriarhul lui Bautista, Antonia aceea, dar și Slobodila. Haideți să-i pomenim pe cel care este încă în activitate, cu să-i dea Dumnezeu multă sănătate, Preasfințitul Timotei de la Arad, fie iertat Preasfințitul Gurie, un mare episcop, un extraordinar episcop al Devei și atâția ierarhi care au mers pe calea Sfinților și cu siguranță au luat de la ei de har și lumină. Ne apropiem de ultima lună a anului bisericesc, așa este anul bisericesc, începe în septembrie și se termină în luna august. Și avem aici pe Sfântul Ierarh Ties, cuviosul Ioan Iacob, românul de la Josefa. Numai când am fost și am filmat Maria la Josefa, ce frumos a fost acolo, când ne-am închinat la moaștele Sfântului și ne-am rugat și am simțit acea bucurie. Și parcă mi s-a arătat și Sfântul acolo, la un moment dat, în timp ce stăteam în biserică, am avut parcă prezența Lui. Nici astăzi nu ne-am dumirit cu adevărat, cum zicem noi românii, dacă a fost sau nu Sfântul. Dar am simțit atâta pace și atâta bucurie. Revedeți filmările pe Lumina Ghirea Sibiu din Țara Sfântă, pentru că sunt excepționale. Acolo am fost, echipa noastră Lumina Ghirea Sibiu, am fost la Josefa, am filmat și v-am trimis atunci bucurii deosebite. Iar aici se află poarta de intrare în schid. O traistă românească, pentru că cel ce vine cu traista goală va pleca cu ea plină de aici. Cel ce vine așa, cum se vine fără har, cum trăim în viață, nu ne pierdem harul, dar intrând în mănăstire, intrând în schid, intrăm în rai. Am trecut prin poarta aceasta frumoasă, încă o dată priviți cât e de minunată această catacombă, acest rai al Sfinților, iată priviți dintr-o parte în alta, pare de vis, pare o poveste, pare excepțional. Deschidem poarta, ne rugăm la Dumnezeu, frumos, cu sfială, și o să intrăm, o să rog să intre filmăria cu camera de la vedere, ca să fim noi preoții castă bună și frumoasă alături de cei care ne așteaptă aici ca să ne binecuvânteze și să le mulțumim foarte mult, Părintele Dimitrie, care este binecuvântat, starețul acestei mănăstiri. Bine ați venit, Părintele! Pe noi, cei care am venit să filmăm, Părintele Andrei este gazda noastră de la Lupeni, unde susținem un concert cu Cenacul Lumina Vină și conecul nostru, Romica Harșani, pe care îl știți din sutele de concerte ale Cenaclului Lumina Vină. Am spus, am propus, la ieșirea din această catacombă, să ne aducem aminte cum oamenii osteneau în mină, minerii, sunt numele lor, să cântăm imnul minerilor. Dacă v-am trimis pe telefon, vă facem o surpriză. Imnul minerilor cântat la rece, este rece și la propriu și la figurat, pentru că suntem 0 grade. La altitudinea 1440. 1440, vă dați seama ce înălțime și ce frumos este aici. De aici veți asculta în premieră imnul minerilor. O să încercăm să-l cântăm așa cum putem și noi, cu vocile noastre, primiți-l din dar. În fund de munți noi des intrăm, cu bun noroc ne salutăm, și când ieșim din sânul lor, noi toți noroc strigăm în cor, și când ieșim sânul lor, noi toți noroc strigăm în cor. În mină-i Dumnezeu cu noi, afară schinuri și nevoi, deasupra noastră n-avem cer. Că așa e viața de miner, deasupra noastră n-avem cer. Că așa e viața
masa de miner, umplit de praf, cu pași trudeți, ieșim din mine obosiți, ne doare că lumina sa pământul ține o lume rea, ne doare că lumina sa pământul ține o lume rea. Cu atâta jale și nevoi ne-ntoarcem iarăși înapoi, în lumea noastră fără cer, că-așa e viața de miner. În lumea noastră fără cer, că-așa e viața de miner. Și moartea vine tot mai des, să vadă ce-are de cules, din lumea noastră fără cer. Că-așa e viața de miner, din lumea noastră fără cer. Că-așa e viața.